Băi, Mărgărite, pentru ce ne trezim noi dimineața? Pentru ce luptăm noi? Care-i scopul nostru în viață? Mai, Vlad, nu mă lua cu literatura, că nu-ți... Să mă, nu te iau cu literatura, bă! Uite, ascultă bine ce spun. Noi ne-am închinat viața până acum patria. Corect? Mă, sună pompos, dar asta e adevărul. Că doar nu ne-am băgat noi și ne băgăm în continuare banii în buzunar. Nu-i așa, mă, băieți? Corect, șef. Și ca să rotunjim cercul informațiilor. Cred că v-a scăpat esențial. Pentru că mai e un personaj foarte important, care s-a subtilizat. Avocatul Rotaru. Și nu știm ce cram poartă. Ia să-i facem noi o vizită așa, panserat, la el la casino, o parte dintre noi, și în altă zi la bancă. Să-l luăm prin învăluire. Ce ziceți? Da, eu pe să-l cunosc. Îl cunosc bine. Dar nu m-am prins niciodată ce hram poartă. Ce s-o ocupă ăsta, băi, frate? Criminalitatea culerilor albe. Da, văd că nu e așa puternic, cum credeți voi. Hai, mă, să-i facem remene. Dacă știi cum aștept clipa când o să... Ai ocazie. Andrei. Agent sub acoperire, ca și tine. Îl cunosc? Nu. Se ocupa de traficul de carne vie. Să fie asta o coincidență? Nu e nicio coincidență. Ai vreo poză cu el? Am un poster cu autograf. Andrei era tipul ăla care s-a ocupat de răpirea reginei. Deși șeful a început să omoare. Deci nicio diferență între el și mafiotul tău. Băi, o mare diferență. Domn Luciano are o urmă. Deviem de la subiect. Știi foarte bine că-s de partea ta. Da, știu. Mulțumesc. Ai emoții? Da. Eu o să fiu pe aici. Mă las singuri. Ai mare grijă și vezi ce informații poți să scoți de la el. Ia zi, ce arde? Stai-mă jos, mă. Ce să ardă? Vezi tu că arde, că dacă ardea, chemam pompierii pe tine. Păi de ce m-ai chemat? Ai ceva? Ai ceva, zi. Uite mâna, ia de mâna, dă-mă încoace. Tu ce faci acum? Îmi pui întrebări în casa mea? Mă tragi la răspundere în casa mea? Ha? Da, îți reamintesc că tu m-ai chemat. M-ai sunat, am venit. Păi te-am chemat, mă. Am chemat să te fac să-ți admiri opera. Nu vrei să-l vezi pe Gigi Dumbravă în curul gol? Ce faci? Ia uite, cum mă, ce fac? Păi nu înțeleg. Îți arăt o... Nu înțelegi. Nu înțeleg. Aș vrea să-ți fac o schemă. Că poate așa o să înțelegi. Ia spune mie. Tu îți mai aduci aminte din școala primară de circuitul elementelor în natură? A? Fii atent aici. Vreau să zic că avem un element care se cheamă Gigi. Ia uite, în curul gol. Mai avem un element care se cheamă Antonu, care se cheamă Țiganu. Aici este. Cu ț. Și acum avem elementele bani. Bani de la holding, adică euro. Bani de la bancă, adică tot euro,
Să avem și bani de la casino. Da, uite. Banii care curg. Adică se scurg. Unde se scurg ei banii? Știi, ia să vedem. Așa. Se scurg aici. Și aici? Cine este aici? Aici. Din următor. Ce te speria, general Crescu? Ți-e frică de mine? Da. Mi-e frică. Ai motive să-ți fie frică de mine? Nu știu. Spune-mi tu, am motive să-mi fie frică de tine? Păi n-ai nevoie de motive. Că ar trebui să-ți fie frică de mine tot timpul. Îmi faci grață. Ce copil naiv ești. Regina, de la mine. Mă bucur că ți-ai salvat căsnicia. Cred că nu mai puteți dormi noaptea. Îți făceai griji pentru căsnicia mea. Și ești și inocent. Zici tu? Fără Gino, mă uit la tine și nu-mi vine să cred fă că ești vie. Ai fi vrut să fiu moartă? Hai, fă, nu-mi fi proastă. Nu-mi fi proastă. Că tu nu ești ca ăștelalți, fă. Și m-am obișnuit cu tine. Și chiar mi-a lipsit, fă. Și el a fost doar de tine, Rodi. Și de micuții, t-a pus să mă joc puțin cu el? Joc. Ce faci, băie, grazile? Ce faci, băie, grazile? Băi, cine te-a făcut mai de frumos? Ia zi, mai fost cu minte? Ia zi, ascultat-o pe mami? Da, a fost foarte cu minte. Ia, uite ce băiat mare. Zici și mie ce s-a întâmplat cu Minodora? Vai de viața ei, săraca. A avut accident și a născut. Asta copilul la incubator. Și pe aia a murit. Doamne, săraca de ea. Și l-a pus într-un sicriaj. Ziceai că e cutie de bijuterii. Așa l-a îngropat. Doamne, doamne, ce nedreaptă-i viața asta. Tocmai tu zici asta, Regina. Mă, Dinu Rotaru. Păi ăsta e, mă, circuitul elementelor în natură. Așa arată el. Adică banii rămân aici, la Dinu, nu mai pleacă nicăieri. Păi tu nu-ți dai seama că m-ai lăsat în sapă de lemn, că m-ai nenorocit, nu înțelegi? Păi nu înțeleg. Nu așa a stabilit? Nu voi m-a spus să-mi asum riscurile? Nu voi m-a spus paravan? Păi dacă se duce cineva la pușcărie, cine se duce? Nu se duce Dinu Rotaru? Ce vorbești, mă? Păi ce, tu te duci la pușcărie? Tu ești Luca? Păi te omor, bă, nenorocit. Păi n-ai cum să mă omori. Să mor tu. N-ai cum să mă omori, Gigi. Eu sunt omul cu semnătura. Vrei să-ți complici existența? Ce să mă complic existența, mă, dacă tu m-ai trădat pe mine? Nu te-am trădat. Nu te-am trădat! Stai că-ți arăt eu cum vine treaba. Ia să vedem. Trei elemente, da? Gigi, Dinu, Țigan. Așa. Da? Dacă Dinu s-ar muta de aici și l-ar înlocui pe Țigan, care ar fi circuitul elementelor în natură? Unde s-ar mai scurge totul?
nu s-ar mai spărge nicăieri. Pe ce-i gul? Păi banca și cazinou nu mi-aparțin mie? Măi, eu nu te cred. Nici până la colțul străzii. Non ci credo che sia stato Rosolino a rapire mia figlia. Allora, hai altri nemici? È impossibile che sia stato Rosolino. Ci ho pensato a lungo. Da quello che mi hai detto il tuo ragazzo, l'ha trovata quando stavano scostando, no? E allora, come fai a sapere che non l'avrebbero ammazzato dopo? E perché mi frega? Per me, Paolo. La sua guerra è con me. Tu sei solo in mezzo. Da, dar nu se depune. Nu o să avem iarna de anul trecut. Regina! A venit una cu fața lui Regina, cum a venit cu vinul cu vinul. Mă, fată, mă! Cristofor! Ce gânduri ne-ai dat? Ce gânduri ne-ai dat? Cristofor! Ce mă bucur să mă văd! Ce mă bucur să mă văd! Să mă pomeniți, nu mai plângeți! Plânge până azi! Dacă nu erai tu, eu nu aveam atâția bani. Nu mă aburi. Nu te aburesc. Tu crezi că mie nu mi-e frică? Eu stau pe milioane de dolari. Sau mă rog, de euro. Dar tu crezi că eu mă gândesc cum să consum toți banii ăștia pe insulă pustie cu niște femei? Nu, mi-e frică. Eu mă pricep la oameni. Eu știu foarte bine ce fel de vis ai tu. Nu știi nimic. Eu am doi patroni. Pe tine, un om bun cu care, mă rog, mă cer, mă împac, dar merg înainte. Și un țigan borât care poate să mă omoare oricând. Ăla poate să intre peste mine în casă, să-mi pună pistolul la tâmplă și să-mi zică dă-mi bani. Sau te împușcă. Și tu îi dai, mă? Nu, nu-i dau. Nu-i dau. Eu cu tine am pornit la drum, cu tine merg înainte. Eu nu merg cu țiganii la drum. Eu am drept de semnătură, tu ai drept de semnătură. Ai înțeles?